Universitatea Politehnică din Timișoara iese în ajutorul viitorilor studenți. Elevii din anii terminali vor primi meditații gratuite online la matematică. În plus, în acest an UPT pune gratuit la dispoziția elevilor o culegere pentru examenul de admitere din acest an. Pregătirile la matematică au început încă din data de 27 februarie și au loc în fiecare sâmbătă de la ora 10 pe aplicația Zoom și live pe pagina de Facebook a Universității Politehnica Timișoara. Aceste meditații se vor termina pe 5 iunie. Problemele propuse acoperă în mare măsură conținuturile impuse prin programele analitice de Ministerul Educației Naționale. În același timp s-a ținut cont și de manualele alternative de matematică utilizate în predarea la liceu. Problemele propuse sunt de tip grilă, cu șase răspunsuri cu o singură variantă corectă. O parte din ele urmăresc tipurile de probleme date la problemele de matematică ale examenului de bacalaureat din ultimii ani. Mi se pare un lucru care vine în avantajul elevilor de clasa 12, având în vedere că bacul la matematică mai ales este destul de greu, matematica este greu de înțeles și nu este făcută pentru oricine și nu mi se pare normal să dăm niște bani pentru a învăța niște lucruri care normal ar trebui să ne fie predate în școală, dar care din anumite uh, cauze nu ne pot fi predate sau nu le înțelegem încă de la școală și avem nevoie să profundăm, să profundăm materia cu cineva de specialitate. Este foarte bine, deoarece în, la școală ne pregătim doar pentru BAC, chiar dacă am avea o pregătire pe plus pentru admiterea de la facultate, în cazul în care se va mai da, este destul de bine, știm, cu, știm ce o să primim la examen și știm cum o să rezolvăm, avem o idee despre modalitățile de răspuns. Și despre modul de calcul la care, de care este nevoie la facultate, la Politehnică. Aceste meditații vin în avantajul tuturor elevilor care doresc să-și aprofundeze materia de bacalaureat la matematică. Avantajul este de partea lor, având în vedere faptul că foarte multe cadre didactice organizează în privat, acestea fiind foarte costisitoare. Am o părere bună despre asta, deoarece putem să ne mai pregătim în plus față de ce ne pregătim doar noi și ne ajută foarte mult chestia asta pentru admitere, dacă se va da, dacă nu, trebuie să ne pregătim să luăm o medie mai mare la bac. De asemenea, culegerea gratuită este structurată în trei capitole: problemele de algebră, problemele de trigonometrie și geometrie plană și problemele de analiză matematică. La final se pot găsi subiectele cu rezolvările integrale date în perioada 2014-2020 la concursul de admitere la Facultatea de Automatică și Calculatoare și la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale din cadrul Universității Politehnica Timișoara. Elevii severineni ar fi bucuroși să participe la la astfel de meditații, deoarece sistemul online nu i-a ajutat foarte mult în pregătirea pentru examenele finale.